Da. Merge, știți cum merge o piticul, așa, ca să se vadă. Iar pitică, că trebuie să fie și starea asta. Deci tema pentru acasă, hai să spunem, pentru acasă, clasa a 3 ani. Nu mai trebuie să vă spun cine e actorul principal, Mario. Așadar, Mario, începe treaba. Uite, să se determine. Să se determine. Nu mai vrei. Pentru care suntem următori. X, Y plus Z, T să fie egal cu 37. Deci X, Y plus Z să fie egal cu 37. Ele diferite toate. X diferit de Y, diferit de Z, diferit de T. Cine sunt numele acestea din două cifre? Vezi? Primul din două cifre. Da. Al doilea de ani, două cifre. În cât adunate se facă 37. 10 diferite sunt 10 și 20. Neapărat 10 și 20. Care e motivul gândiștirii de direct? Neapărat. Mi-am dat 30. Asta-i. Deci ești forțat din situația asta. Da. Ca una să fie 10, cum are aici 10, da. Și cealaltă... Și Y poate să fie 3 și T poate să fie 4. O variantă. Deci tu zici așa, în mod sigur e cel 1Y plus 2T să facă 37, pentru că, da, 2T, da? Pentru că la 10 există tu neapărat 10, am să spun, 20, 30. Și apoi ce variantă îi dai cu Y și T? Deci, ai deodată X-ul egal cu 1 și Z-ul egal cu 2. Ce T vrei și ce Y și T urmează? Y și T? La unități, adică. 5 și 2. 5 și 2. Nu poți să fii 2. Că le prinzi așa. Că toate diferite. Care se spune? Șapte. Șapte? Și zero. Deci, Y egal cu 0 și T egal cu 7. Foarte tare. Deci numele pe care le-ai văzut tu sunt acestea. 10 plus cât? 27 egal cu 37. Altă variantă. Altă variantă. Ai dat o soluție la asta. Trebuie să mai fie altă variantă. 25. Deci 25. Plus 25 plus 12, 2 este repede. Nu e bine. Nu e bine. 20. Deci? 20 plus 17. 20 plus 17. Și face, într-adevăr, 37. O altă variantă. 10 plus 27. 10 plus 27, am dat-o. Hai să vedem începutul variantă cu Y și T. A, există una. X să fie 1, Z să fie 2, Y să fie 3 și T să fie 4. 34, da. Așa, deci ai zis 13 plus 24, e tot iarăși 36. Da? Foarte bine. Acum, sigur, eu le mai poți tu învârti între ele X-ul și Y-ul, da. Dar ca numele ai putut răspunde foarte clar. Deci numele acestea distincte, cum le-am cerut, care se facă 37, sunt 10 și 27, 27, 12 și 27. Dumneavoastră le știați? Nu. Nu știam. Pur și simplu am dat numele acelea ca să spun cum am gândit eu. Deci cum am gândit, că ție trebuie să spun. Am forțat mâna pentru 10, ca tu să te duci deodată. Pentru că am pus 30 aici, numai 10 și cu 20 fac 30, da? Că dacă aș fi spus așa, XY,
x, y plus z, t se facă 43. Ei, ia să te văd și pe 43. Care sunt variantele pe care le poți furniza? 10 plus 31 plus... Deci ai furnizat 31 plus 12. Nu, se repete. Deci distincte toate. Adică x-ul de 10. 23 plus... Deci 23. Nu, 10. 10? Da. Deci, va pun 10 plus... 33. Nu, 33 nu face. Atunci, nu, 12. Punem 12 plus... Bun, iată, da. E o chestie interesantă, deci... 43 și 0, 0. Cât? 43 și 0, 0. Hai să vedem. Ce variantă prinzi? Deci... 32. 32. Cu... Nu știu, dar nu mă se referi. Nu ai voie, da. Cata! Te treabă cu tăi. 23 plus 20. 23 plus 20, 2 se repete. 13 plus... Ia să vedem. 30. 13 plus... 30. Plus 30. Hai că trebuie să găsești. Eu sunt convins că tu găsești. Poți să ai și cu minus? Nu. Nu mai avem. Nu contează. Te impare, nu contează. La mânare are. Are posibilitatea să fie. Trebuie să fie despre... Deci, de 10 nu s-a putut. 10 nu. 11 nu s-a putut, când nu îi se repetă 1. 12 nu s-a putut, nu mers iarăși. 13... Iar nu mers 13. 14 să începem. 14 plus cine? Nu, pentru că... Să fac 14. Pentru că dă mai mult. Păi dar și nu poți să faci un nou ceva? Nu, că îi zici unități. Păi da, nu neapărat să te oprești la... A spus la 10. La 10. Nu, păi dar tu joci cartea, tu vezi. Sim. Ca să te... 14. Important era ca tu să nu ne vezi cifrele. Nu neapărat să te apară acolo. La 10. La 10. Nu la 10, rău. Ți-a mișcat un pic, ca să nu te mai înțin. 14 plus cât până la 43? Ia să vedem. 19 plus 34. 14 plus cât? Nu, 19 plus 34. Cum merge? 19 plus 34. Ceea ce spuneam cu profesorul, de aici plus aici, de ce faci și duce aici. Nu! Păi mai puțin. 20. 20. 14 plus, hai să nu puteți măcără. 19 plus 24. Da. 19 plus 24. 9 plus 4. 9 plus 4. 13. Și cu 2. Și cu 2, 4. Gata, mi-a ieșit. Deci eu vezi ăsta, da? Vezi și ăsta. Acum deci... gândește-te și la 14 la care avea domnul Zofie. Tot pe cum ai zis 19 plus cât de 24. 24 egal cu 43. Foarte bine. Ia să vezi până la 39. Cât? 39? Nu, 21. Și 29. Foarte tare. Face 43. Sunt toate distincte, sunt. Înțeles. Hai să urcăm la 15. Hai să ne ducem ușor. 15 plus cât?
28. Plus 28. Vezi? Care face 43? Pentru că adun 5 și mai pun un 3. 16 plus cât? Plus cât? Să dea... Așteptați. 27. 27? Gata, am crezut jocheria. Adică ce fac? 25. De 26, 27. Deci 16 plus... 26. 26. Foarte tare. Faci ca și 43. Apoi 18 plus 25 face 43. 19 plus 24 făcut de tine. Corect. Da? 20. A, nu mai merge. 20 plus 2. Deja ai 2-2. 2-2. Am pierdut, da. Deci 20 nu merge, 20. A spus direct 19. L-am pus de data trecută. 30. Să luăm ușor. 20 nu am mers. 21. 31? Nu. Aveți 31. 21 plus cât se face? Nu, cât face 32 și cu... Nu, că de 1 plus... Nu merge. Cred că s-a încadrat aici. Da. Cam nu ne-am văzut. Nu merge de aici. De acum ne repetăm. Da, bine? Ai văzut ce a fost? Care a fost ideea? Ai plecat cu 10 și ai completat până la 43 și n-a mers. 11, 12, 13, 14 merge. Și de la 14 încolo se construiește până la 19 partea povestea. Și în felul ăsta am găsit toate numele. Vezi? Ușor, ușor începem să descoperim aici în șmecheria, încât se repetim din toate numele. Uite, îți las ție ca tema acasă. XY plus Z se facă suma asta, să zicem 49, ca să ai tot o substanță. Ce ne place cu firul, că atunci când ne-ați făcut? Foarte bine și la fir, acum, dar ce e cu firul, că firul îți place foarte tare. Dar la un fir, dar un pătran X, uite. Dar să vedem, să vedem cum ajungem acolo, că nici eu nu știu. Știi, acum, acum când construiesc, o să văd exact cum, cum o să ajungem. Deci plecăm de la partea. Pe dealoare. Da? Pe dealoare. Asta e povestea. Macro dealoare. Poți da să punem minute? Și acum, de la Bacău, așa, nu? Da. Și se oprește aici. Deci putem începe ca să știți cu toate. Și merge, să zicem, merge 5 optim. 5 optim din drum, în prima zi. Vedeți, împățim în 8. Adică trebuie să împățim în 8, da. Corect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Treceți de aur mare, că era... De aur mare rămas la mijloc. Da. A rămas la penultimă. A, și de aur mare. Și cât am mers din, din astea câte? 5. 5 bucăți. Da? Așa. 5 optim în prima zi. În a doua zi... 6. Merge... 3 și 6 îți place ție asta? Nu-ți dau! Merge 3 șeptim, că tot ai zis. Deci merge 3 șeptim în a doua zi, din rest. Nu, trebuie 3 șeptim din rest. Trebuie să fie egale? Da. Deci trebuie să faci de restul ăsta în șepte. Trebuie să mă uit pe video cu bine. Păi cum să faci? Deci 3 șeptim din rest. Dar este 9. Șase, 9, săracu copil, 9, 7. 3 șeptim, măi, gata, te-ai făcut fir, fir ți-am dat. Că tu ai văzut asta. 3 și sine.
Hai, și ce zi mi-au vrut, o profe. Spectaculos. Eu știți de ce vreau. E așa, mă, 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 Ce simt, dar atâta mai trebuie să-ți zis, dacă n-ați vrut. Da, 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 am... Dar atunci fac așa, ca să fiu pe planul tău. 7, 12. 7, 12. 7, 12. Hai, ce simplu asta. Da, ok. Dacă mai rămâne două, era perfect. Deci, trebuie să vedem câte luni din urmă. 7, da? 4 de aici. Uite, 4 de aici și că 3 din partea asta, da? Astea au 7. 7 luați. Atât. Câte luați? Nu. Nu, ați dat 4, 5, 6, mai trebuie. Deci n-am luat cât trebuie, nu? Ia vedeți. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 și a 4. Așa trebuie să mă, nu? Da. Acum ați luat 7, da. Acum ați 7. 7 și acum acum ați împărțit. Trebuie mai mare la fiecare domnul. Și câte? 4. 4 aici. Da, da. Și au rămas... 250. Mai bine. Acolo aveți și domnul. Aici am 1, da. 2, 3, 4, 4 5. 5. Deci 4. 4. Așa. Așa. 250. Deci eu știu, domnul. Auzi, cât încerc? Da. Deci eu știu. 250. Deci știi. Dacă cere 250, știi. Da. 250. Dar 100 de lei bani? Mă, da! Da. Dar 300? Nu. Nu vrei 300? Nu. Dar de ce nu vrei 300? 250. Vrei 250. Vreau 250. Corect? Da. Dar 300 așa nu merge? 5 da, pe 300 s-au desfăcut în 5 bucăți. Asta 300 în 5. Da. Dar ce vrei cu 2 de 50 cât era? E care? Nu spun. Nu, 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 lasă. Nu, după aia de-o profesor să schimbă. Eu am făcut 250. Da, să fixați, eu 250. Dar eu ți-am dat 300, uite, că așa am, eu sunt încăpățânat, ce vrei să fac. 300. 50! 50 era la 250, nu? Da. Și acum ți-am dat 300, încă cele 50 care au depășit 250 trebuie să împarți iarăși în 5. Egale? Egale, sigur. Tot timpul egale. Că și eu am învățat acolo segmente egale. Egal. Ce faci acum? Da, 300, mulțumesc. Nu-i 350, eu vezi că ți-am dat. Cât timp plus?
mai dai până încă 10, 10, 10, 10 și la 60 mai vine cât? 50. Mai vine încă 10. De 7, 10. Ți-am modificat programul. De 70. Așadar, una de asta este de 70 de kilometri. Cât este toată distanța și cât au făcut în fiecare zi? Da? Cât este distanța și cât au făcut în fiecare zi?540. 540 este? Toate zecile. Da, o 280. Și acum... Ia să te vede. Eu aș face așa. Dar tu puteți să spui. Asta și cu asta te fac în primul. Deci am două, dacă una e 280, asta e 280 și împreună cât fac astea? Cât se pune aici? 280 plus 280, cât face? 560. Da. Și acum, asta încă o dată. Asta până aici cât este? 1000. Iarăși e 560. Da, 560 și împreună cât fac astea? 1000. Așa, 1000. 200. 1000. 1200. 1220. Nu, nu e așa. Ia vezi, la 0 e terminat, unitățile 6 și 6 face 2. Și 5 cu 5, 10 și una aceea care de la 10 sau 100 face 11. Deci 1000, cât vine? 1120. 1120. Și 1120 încă o dată. Da. Încă o dată. Da. Aici aș 5, domn profesor. Da, 1120. Plus 4. Una, două. Și total este, ia să vedem, toată distanța este de 2240. 2240. Asta este distanța Bacău-Dealul Mare.
da? De la Bacău la dealul Maidului. Localitatea asta, așa, cu tine mai da. Bun, și în prima zi cât o făcut, mă? Acum e... În prima zi cât? 5 octi. Patru niștei. 1400. 1120 la cele 4 și mai vine încă 280. 280 și ai zis foarte bine, fac 0, 0, 4, 1400. Deci în prima zi, 1400 km. Nu, și vine a doua. Da, a doua zi. Nu. A doua zi. A doua zi de aici până aici. Deci e un segment. Este un segment odată. Și trei de azi. 270 am fost total. 280 un segment. Un segment e 280. Plus cât e plus de la micul? 3 de astea. 3. Și una singură este de 70. Okay. Și de 3 ori de 70. 70 plus 70. 140 plus de 70, 210. Deci 210 și plus 280. Deci a doua zi înseamnă 210 plus 280, care face cât, te rog, să adun tu? 0 cu 0. 0 la unități? Nu. 490. Corect. 1 și 8, 9. 490 de kilometri. Și cât îi mai rămâne pentru a treia zi? Cât îi mai rămâne ca să vedem? Unde e a treia zi? A treia zi restul. Adică de aici? 350. Da. Pentru a doua zi, 350 de kilometri. Și trebuie să vedem dacă suma lor ne dă 2240. Ce părere ai? Ar trebui să vedem, să facem probă. Da, simplu. 1400, 4190 cu 350. Dacă mă duc până acolo. Ia să vedem. 1400. Da. Și cu 400. Unde puneți, domnul profesor? Unde puneți 400? Vă rog frumos, puneți la... Unde? La ce aici? La greșit, că ați putea 100. 490 de 500. Aaa. Deci aici trebuie să le spunem prietenilor noștri când adună să fie foarte atenți. Trebuie să le punem unități la unități. Deci... 0 la 10. Da. 10 la 10 și 100 la 100 și 1000 la 1000. Cum? Dacă le pus așa, o greșit complet. Mai ieși asta? 500! Deci e foarte multă grijă să ne adunăm, nu vorbim să punem. E făcea 600. Da? Deci, vine aici cât am zis că punem 490. 90, acum e bine? Da. Și 300... 350. Ce fac greșit? De ce? Pentru că a spus 3400. 400. Așa, când am pus aici, l-am pus la 1000. Corect. Deci 350. Și acum să facem la unități. 0. Gata, o dat. Hai să spun. Hai să spun. Păi zic, mă, 95, 14, 4 și 1. Ducem pe 1 la 4, ăsta și face 5, cu 4, 9 și cu 3. 9. 12. 12. 1 acela îl ducem la 1000. 2240. Perfect. Am verificat. Deci vezi? Este esențial... 30. Da? Deci 30 minute. Este esențial aici să înțelegi la adunare. Când ai prins-o în părere altă, când nu face așa, păi se vede la el. Doamne, ce faci aici? Adun mili, mere cu berii? Ce faci tu acum?
Da? Deci trebuie să fii foarte rău cu chestia asta. Deci când ai surprins, mergi la taxa. Ai și taxa, da? Asta. Da. Nu obligă. Nu obligă, nu a venit. Ba da, spus, da, ce zic? La revedere! Să vă dați like și să vă abonați!